elegante. Astăzi mi-am propus să vă povestesc ce produs cu retinol am folosit eu și mai continuu să folosesc. Am folosit timp de o lună cremuța Tamwise Repair de la Mary Kay, care o folosesc timp de 2 ani. O folosesc doar în toamnă. Este o cremă foarte plăcută, un ambalaj compact, așa cu găurică, așa ca să vedeți, și se aplică ușor, se aplică doar seara și mi-a ajuns timp de o lună. Am aplicat toată fața, gâtul și decolteul. Desigur că când se aplică preparatele cu retinol, să avem grijă de protecție. Crema cu retinol și retinolul în sine este fotosensibil și cere numai decât aplicarea unei creme de protecție. După o lună de zile, acum sunt în etapa de folosire a ampulelor de la Academie sub măsculiță activă. Este o procedură activă care se face și se aplică o dată în săptămână, 4 proceduri. Și de ce aleg eu în programul meu anti-îmbătrânire retinolul? La nivelul epidermisului, retinolul regenerează și stimulează reînnoirea keratinocitelor. La nivelul dermei, retinolul decolagena, fibrele de colagenă, fibrele de suport a pelei. Este cel mai ales produs, component al produselor cosmetice ca o înaltă performanță în lupta cu ridurile, în lupta cu îmbătrânirea pelei. Cei ce sunt predispuși la pigmentare, la pete maronii, le recomand ca folosirea preparatelor cosmetice sau procedurilor sau tratamentelor cu retinol să le folosească în tot timpul anului și veți avea rezultate maxime. Vă doresc la toți o zi frumoasă, să fiți sănătoși și frumoși. Pe curând! La revedere!